Am revenit din pauza de publicitate, stimați telespectatori. Aici, în cadrul audienței TV, discutăm despre situația geopolitică despre impactul geopolitic și despre situația migranților și a emigranților în contextul unei schimbări, aș putea spune. Am văzut și am și discutat în prima parte a emisiunii despre ce se întâmplă în Italia, în special în sud, cu acele valuri de emigranți clandestini, de transfugi, le-am putea spune, cu care se confruntă statul italian. Bun, alături de mine, așa cum știți, cu prietenul Codruț Burdujean și Corina Ahrom, ambii jurnaliști cu experiență și, așa cum spuneam și la începutul primei părți, Corina a ales, iată, să părăsească țara noastră din motivele pe care le-a expus, în special neajunsurile cu care știm bine că ne confruntăm cu toți. Bun, Codruț, situație geopolitică și, în fond, unde este problema? Pentru că oamenii ăia, așa cum spuneam și înainte de pauză, nu pleacă de nebun din țările lor. Da, nimeni nu pleacă de nebun din casă, decât dacă vrea să facă turism. În cazul de față avem de-a face cu niște mișcări de mase, nu? Vorbim de oameni care își riscă viața. Am văzut câte nave s-au răsturnat, cum înfruntă moartea cei oameni ca să ajungă să simt gustul civilizației și gustul libertății. E, din păcate, același, poate cu mai puține riscuri, același destin îl împărtășim și noi românii. Iată, alături de africani, alături de sirieni, alături de asiatici, și românii sunt nevoiți, sunt dați afară din case de mafiile politice deci din România, care ne-au lăsat fără demnitate, fără posibilitatea unui trai decent. Iată, vorbim de jurnaliști, Corina Ahrom, o colegă extraordinară din presa locală, care a fost forțată să părăsească Mangalia, să părăsească, iată, Constanța și să plece în Londra. E posibil să plec și eu în scurt timp, nu știu, încă mai rezist. Pe mine mă leagă însă o furie oarbă împotriva acestor nenorociți care ne distrug viitorul. Și indiferent unde mă voi afla, indiferent că sunt în România, indiferent că voi pleca la un moment dat, niciodată nu o să las armajul și niciodată nu-i voi ierta pe acești nenorociți, pentru că pot să iert păcatele personale, dar niciodată nu o să iert loviturile împotriva neamului meu, împotriva credinței mele, împotriva idealurilor pe care le am eu. Pentru mine, acești oameni sunt dușmani de moarte și nu-i voi ierta niciodată. Da, iată o situație, de fapt o repulsie pe care sunt ferm convins că o au foarte mulți, foarte mulți români, și m-aș întoarce un pic pentru foarte puțin timp la motivele pe care le invoca, motivele de plecare pe care le invoca, iată, colega noastră Corina. Bun, până îl vom avea în direct alături de noi pe domnul George Roncea, jurnalist, haideți să ne întoarcem un pic, Corina, că a punctat foarte bine. E vorba, la tine a fost vorba de o repulsie sau neajunsul? Sau care a fost ponderea între cele două? Repulsia în fața situației social-economice sau faptul că până la un punct au ajuns neajunsurile cauzate, iată, așa cum spunea și Codruț, de o clasă politică cel puțin bolnavă. Și de o medie și de o presă controlată, pentru că exact. Aia se punea lucrurile pe nume, în afară de câțiva ordinari care joacă pe aici niște roluri importante în presa, în administrația locală, cine își poate permite să-și deschidă o televiziune sau o redacție? Sunt foarte puține redacțiile unde permite să discutăm liber. Iată, Media TV este un caz fericit, dar înainte de asta le-am luat pe toate la rând, și eu și Corina. Și știm foarte bine ce înseamnă să... Sigur, l-avem alături de noi pe domnul George Roncea, jurnalist specializat în zona aceasta a geopoliticii. Bine ați venit alături de noi, domnule Roncea. Bună seara, George Roncea. Bună seara, vă ascult. Ion Ștefu sunt și alături de mine i-am pe Codruț Burdujean și pe Corina Ahrom. Discutăm despre această problemă, dacă îi putem spune așa, a migrației transfuge și a imigranților în general. Da, întâi vreau să vă spun că România, cel puțin în stadiul în care ne aflăm și câte vreme suntem în UE, nu are nicio soluție la această temă. Tot ce putem face este să le acordăm găzduire și resursele statului să fie îndreptate și către această categorie.
nu există nicio posibilitate, conform acordului cu UE, de a ajunge la vreo soluție similară, măcar pe departe, cu cea pe care zice că o va aplica Ungaria, dar nu o va aplica, sunt doar vorbe. Ungurii dau din gură, dar în realitate sunt astfel de prinși în sistem ca și noi. Așa că, în afară de momentele de campanie electorală, când care mai de care, și aici, și la ei, își asumă tot felul de povești nemuritoare despre cum o să fie țara sfântă ca țara de pe cer, în rest, nu e decât gargară. Pe de altă parte, vă aduc aminte, dacă nu știți, dacă sunteți mai tineri, poate nu știți, înainte de 89, și România, și românii constituiau un, cum să spun, un rezervor de imigranți în diferite țări. Și erau oameni care își crezau libertatea sau ce puteau ei și prin alte părți ale lumii. La mineriadă, după mineriadă, o bună parte între români, tot așa, cu capetele spate și paradise care cum erau, s-au răspândit care pe unde a putut în toată lumea. Nu văd de ce am avea noi un tratament special față de imigranți, față de restul lumii, într-un motiv foarte simplu. Eu personal am cunoscut, am avut ocazia întâmplător să cunosc oameni fugiți din Irak, din Iran, din Afganistan, din Pakistan, din Sudan, cu povești îngrozitoare, unii dintre ei oameni cu carte, medici, piloți militari, torturați, chinuiți. Nu văd de ce nu am acordat noi acestor oameni dreptul de a avea o viață, plus că de fapt ei nu vor să rămână la noi, ca să fie foarte clar. Cea mai mare parte dintre așa zis imigranți care vin pe teritoriul României pleacă în toate părțile lumii. De ce? Pentru că România este sufocantă, numai pentru români, ci și pentru restul lumii. Mizeria și jegul ăsta politic afectează pe toată lumea, inclusiv oameni care au văzut tot răul de pe lume, nu vor să meargă aici, vor să meargă în altă parte. Să și se duc în altă parte, așa cum și românii își părăsesc țara în timp ce vin alți străini din categoria neimigranților. Dacă vă uitați în buletinul, în monitorul oficial în fiecare zi, o să vedeți că se acordă cetățenii. 24 de ore este gratis accesarea. Faceți acest efort zi de zi și faceți o numărătoare, așa, ca să faceți o estimare cam câte persoane își iau cetățenia română și mai ales din ce zone ale lumii. O să fie foarte interesantă observația, părerea mea. Dacă vrei să vă gândiți la cineva, gândiți-vă la acest nou tip de coloniști. Nu la mărâștii din mai știu ce țări paradite din Sudan și de unde a încercat mutui apa. Gândiți-vă la țări mai apropiate noi, din Orient, ca să spunem așa. Eu zic, deci ca să fiu mai direct, George Roncea, eu am cercetat ceea ce spui și am văzut... Să stabilească România, să-și ia cetățenii români, să voteze ca cetățeni români și să beneficieze toate drepturile cetățenii. George Roncea, gândiți-vă, nu George la Roncea. Paradiții veniți de Dumnezeu știe unde. Eu am cercetat asta în monitorul oficial și am văzut foarte multe nume de evrei care iau cetățenie românească. Și evrei, și ciuhapi, de toate tipurile. Adică, da... Sunt, nu mai știu exact câți musulmani sunt pe teritoriul României, vreo 2.000 probabil, 200.000 dacă nu mă înșel, nu mai știu care e cifra exactă. România are în granițele sale vreo 16 minorități, cel puțin, de toate felurile. Avem lipoveni, avem turci, avem țigani, avem de toate neamurile posibile și imposibile. Asta e situația. Asta este țara și, într-un fel sau altul, e de apreciat că, până la urmă, și este un avantaj al României. Și a românilor, faptul că pot exploata și pot câștiga și de pe urma altor neamuri, care sunt, au și ele bagajul lor propriu cultural, civilizațional, este util. Singura problemă este măsura în care anumite minorități ajung să capete controlul țării. Asta este, da, o discuție care e luată în considerare. Și nu mă refer doar la evrei, mă refer în primul la țigani. Când avem un prim președinte al României, țigan, Ion Ilescu, un premier, Adrian Năstase, țigan, când avem un guvernator al băncii, care nu prea român. Dacă facem o listă, o să descoperim că avem foarte mulți țigani în poziții de conducere, care la rândul lor trag alți țigani după ei. Și da, sunt o minoritate ostilă și agresivă. Aceasta este problema cu minoritățile agresive, nu cu minoritățile care se integrează, care participă și muncesc alături de români în aceeași țară și plătesc taxe. Mă refer la cea către de minoritățile care nu plătesc taxe, care profită de pe urma muncii românilor, care jefuiesc, fură, sparg, dau în cap. Ăștia sunt mai periculoși decât orice fel de imigranți. Eu am cunoscut imigranți din Iran și din Irak și din țări din astea, care muncesc de lăsar capacele. Și muncesc din greu ca să-și facă o viață și aducă familia aici și după aceea se face în altă parte. Da, e de acord asta cu dumneavoastră, dar este de punctate... mai serioasă. Ce faci cu minoritățile agresive, care deși sunt găzduite și deși primesc tot ce vor în acest stat, vor mai mult, mai mult și mai ales vor să conducă, cum se întâmplă în Basarabia. În așa zisă Republica Moldova, o minoritate de 9% formată din ruși, plus 13% formată din ucraineni, conduc o majoritate de peste 80% de români. Despre asta este vorba. Asta este marea problemă. Bine, dar acolo
O secundă, domnule Roncea, acolo nu ar trebui punctat că ați evocat situația Basarabiei. Ar trebui cumva evocată și pasivitatea acelei majorități românești, dar mai ales ar trebui evocată, în primul rând, evocat modul în care li se pune talpa cizmei în gât românilor. Păi, pentru că e o contradicție în termeni. Ori sunt pasivi, ori se luptă cu talpa în gât. Eu păi, nu de unde ați extras. Exact aici vreau să facem linia, să tragem linia de demarcație. Nu e nicio analiză sociologică care să demonstreze că românii din Basarabia sunt pasivi. Din potrivă, cel mai important, mai bogat și mai curat rezervor românesc din toate hotarele vechi românii se află în Basarabia. Dintr-un motiv simplu, ei sunt față în față cu rușii zi de zi, îi cunosc pe ruși, le vorbesc limba, rușii controlează pe bază de capital peste 80% din capitalul fluctuant din Republica Moldova, rușii au furat chiar acum $1 miliard dintr-o țară atât de săracă, rușii au reușit să pună în orașul Bălți, în orașul românesc important, un primar, Renato Usati, care este agent FSB pe față, rușii au reușit să pună un evreu născut în Israel, dar care este omul rușilor, Ilan Șor, primar în Orhei, iarăși în oraș românesc. Iată cum rușii reușesc, într-un fel care ne scapă, nu-i așa, deși sunt o minoritate, prin puterea enormă a Imperiului, reușesc să controleze o regiune și o zonă pur românească, unde oamenii muncesc din greu și se luptă din greu să supraviețuiască. Păi aici se ridica întrebarea, domnule Roncea, e pasivitate sau e talpă în gât? Păi, și mai mult decât talpă în gât, este bocanc în gât. Ar fi bine dacă ar fi doar o talpă. E talpă cu bocanc cu tot. Da, și asta iată o altă situație. Se face dură și severă. Și o altă situație îngrozitoare. Moldovenii, frații noștri, românii, nu, de dincolo de sârma ghimpată, au statut de emigranți în România. Nu mai chiar sârma ghimpată. Într-adevăr, au fost tratați în principal datorită PSD-ului, a lui Adrian Năstase și a lui Iliescu, care sunt, în mod evident, anexați intereselor rusești, ca și distinsul Ponta. Exact. Evident că în tot acest interval, dacă mai fac eu o statistică foarte simplu, în perioada Năstase, România, statul român, a acordat mai puține cetățenii fraților noștri moldoveni decât Italia. Italia a acordat 14.000 de cetățenii de origine moldovenească, basarabeni, România a acordat 200. Asta în timpul Adrian Năstase, ca să înțelegeți ce înseamnă. Aceste persoane sunt trădători ai intereselor românești, sunt oameni care au lucrat mână-mână cu rușii și care în continuare fac același lucru. Dacă ne amintim, vizita rapidă la Bacu al lui Ponta, vezi, doamne, cu piciorușul, durea piciorușul foarte, foarte tare, dar a găsit totuși posibilitatea să stea cumva în cadru, în poză cu Putin. De ce simte nevoia să fie mereu în poză cu un rusoi? Nu l-a întrebat nimeni. Dar e un semn de întrebare când premierul unei țări, NATO, care se află într-un vizibil conflict cu rușii, se așează el cu tot din adinsul undeva în spatele lui Putin ca să-i tragă pe nas miresmele. Ar trebui să interpretăm asta ca un mesaj subliminal, domnule Roncea? Ca un păi mesaj, nu e subliminal la vedere, că dacă era subliminal nu ne prindeam. Hai să spunem un pic diplomatic, totuși. Subliminalul se referă la un cadru din 24, în imaginea cinematografică, care nu poate fi perceput. Asta nu e mesaj subliminal, este mesaj la vedere. Este răspicat, se duce la asemenea în Turcia, într-o țară care nu are niciun fel de treabă cu România din punct de vedere al intereselor geopolitice. Turcia este cea care a alimentat conflictul din Găgăuzia, un conflict deschis din Găgăuzia împreună cu rușii. Găgăuzii din așa zisă Republica Moldova sunt un neam de sânge turcesc, dar totuși vorbesc rusește și sunt ai rușilor. Turcii nu lucrează pentru România, turcii lucrează cu rușii mână-mână. Și iată că premierul a ales neașa să se opereze în Turcia. O întrebare, da. George Roncea, pentru că vorbim de migranți, este pregătită România în preajma acestui conflict de la graniță să primească și din zona de răsărit, dinspre Ucraina, dinspre Transnistria, dinspre chiar Rusia, migranți? În Transnistria deocamdată nu avem conflict. Iar în Ucraina să nu uităm că e vorba de frații noștri români. Exact. Toată zona de nord, din toată bucata aia din, din jurul Cernăuțiului și numai, și în zona de jos, Ismail, sunt foarte mulți români, sunt sute de mii de români. Ei trebuie primiți și trebuie orice fel de preț salvați și ajutați. Cum adică? Își permite, evident că își permite România. România este o țară foarte bogată și mare. Comparativ cu Ungaria, comparativ cu Bulgaria, este mai mare decât toate țările din jur în afară de Ucraina, care și ea, când se va face bucăți, nu o să mai fie nici ea o țară la fel de mare. Am înțeles, suntem pregătiți să-i primim pe acești români în contextul acestui război în România?
Pentru că noi ne facem planul să primim africani, dar ce facem cu românii noștri care au același caracter de imigranți? Trebuie ajutați, cum adică? Exact. Gândiți-vă că noi avem anvelopări în sectorul de 8 ori mai scumpe ca în Paris. Nu ne permitem? Iată că ne permitem. Bugetul capitalei, primăriei capitalei, este aproape ca cel al Parisului. Deci ne permitem, nu-i așa? Uitați-vă în jurul Bucureștiului, sunt vile, dar numai voluntari, 1400 de vile. Faceți un calcul, în jurul Bucureștiului sunt câteva mii de vile care sumează 14 miliarde de euro. Păi aș ridica... Numai în jurul Bucureștiului. Uitați-vă în jurul Craiovei, Iași, Constanța. Cum să ne permitem? Păi aveți perfectă dreptate, da. Uitați-vă la mașini de super lux sau. Eu zic că ne permitem, nu? Dacă îmi permiteți, domnule Roncea, mai e cineva dispus să disloce capitaluri pentru a primi... Așa cum spunea Codruț, pe frații noștri români prinși practic între Ciocan și Nicovală în acest conflict ruso-ucrainian? Adică ar fi o mare problemă farfurie de ciorbă în plus? Hai să fim serioși. România este o țară mare. Păi am fost în întotdeauna o problemă. Doar că e prost administrată, asta e cu totul altceva. Evident că ne permitem. Cum să ne permitem? Nu sunt frații noștri. Și chiar dacă n-ar fi frații noștri de acelea sânge, când ai alături de tine, când vecinul arde casa, nu sar și tu să arunci o găleată? Nu i-ai ajut și tu copiii? Că e vecinul. Tocmai din acest motiv... Dacă arde casa și vântul bate, vine și la tine, nu-i așa? Da. Tocmai din acest motiv am pus această întrebare importantă, George Roncea. Ai publicat foarte mult pe geopolitică și servicii secrete. Vreau să trag încă o dată să subliniez acest aspect că România nu este pregătită și nu ia în serios realitățile de la granița noastră. România ia în serios, dar nu e pregătită. De luat în serios, vă asigur că este luat în serios și la șintele CSAT și în planul de mobilizare. Vă aduceți aminte că martie au început pe toate județele de frontieră, primăriile, să primească adrese de la MAPN pentru a comunica planul de mobilizare. Deci nu e chiar așa. România este pregătită. Pe teritoriul României s-au aglomerat într-un val foarte scurt mult mai mulți militari americani decât au fost vreodată, ceea ce este foarte bine. Puterea combativă a doar 5.000 de militari americani este echivalentul a 20.000 de militari ruși și probabil că tot atâta militari români, așa că în momentul de față, deficitul de securitate a României datorat acelorași trădători pe care am menționat înainte, care au distrus armata română, au făcut-o bucăți, au vândut tot ce aveam, de la rachete, la tancuri, de la instrumente optice, până și la roțile de elicoptere, toți acei nenorociți sunt cei care au contribuit la distrugerea armatei României. Și vine acum o armată de departe, de la mii de kilometri, vine să ne asigure și să acopere o parte din deficitul de securitate. Evident că nu este de ajuns. Părerea mea... M-aș bucura că America să ne ocupe în întregime, să declarăm război Americii, atunci vom pierde și vom fi ocupați în întregime și să avem în sfârșit o armată sigură pe teritoriul României. Că armata română nu mai e armată sigură, da. Din păcate. George Roncea... Nu aduc aminte, toată marina militară nu cred că are mai mult de 2 elicoptere care pot să ridice simultan în aer. Așa este. Nu, chiar 2 sunt. Chiar 2 sunt în marina militară. Da, dar nu cred că se pot ridica simultan. Mi se pare că au nevoie de furtun de la unul la altul. Am fost la un exercițiu și au spus că se ridică simultan. E o parodie. De ce am pus aceste întrebări foarte importante, George Roncea? Pentru că în acest context al pregătirii pentru al încordării mușchilor între NATO și Rusia, în România nu există spitale care să facă față unor situații speciale, nu există adăposturi, nu există instituții. De asta spun că nu suntem pregătiți pentru migranți atât timp cât noi nu asigurăm strictul necesar nici măcar populației. Din același motiv pe care ai anunțat tu, acești penali care au distrus România și care la primul foc vor zbura peste graniță. E adevărat, dar nici alte... Adică, și dacă... Asta e situația. Nu este soluție umană prin care să le spună oameni cărați-vă în altă parte că nu vă dăm jumate exact, din blidul nostru. Exact. Nu e adevărat. Dacă mergi pe undeva, pe oriunde pe la țară, întotdeauna ești primit în ospeție. Oricât de amărâtă și de sărac ar fi casa românului, există ceva ce este unic și ca termen lingvistic. Se numește omenie. Da. Conceptul de omenie a fost detailat de Stăniloae într-un text lung pe care nu pot să vă citez întregime acum, de părintele Stăniloae și nu numai de către el. Conceptul de omenie este unic românesc. Casa la țară a țăranului român, cea mai frumoasă cameră, lucrurile cele mai bune, mâncarea cea mai bună era oferită străinului. Nu este nicio altă țară în lume în care străinul să primească din partea celui de aici atâtea beneficii. Corect. Străinul și tot timpul a fost considerat de către români oaspete. Ospeția a rămas încă și sper să rămână în tradiția românească. George Roncea, pentru că vorbim... Ne mai strângem puțin, mâncăm mai puțin și dăm și altora. Care e problema? O întrebare vis-a-vis de această omenie foarte importantă. Până unde poate să meargă atât timp cât noi unii consideră că este necesar în România să se construiască în București o mega moschee?
Ține de omenie asta sau de altceva? Nu are de face cu omenie, asta are de face cu șpaga care sper să fie anchetată de DNA către PSD. Exact. După cum vă aminte, Omar Haisam, Yasin și încă o grămadă de bandiți, Taher, Zaher și toți rahații ăștia de criminali din toate țările care au venit aici cu spionaj, cu afaceri, cu business și cu distrus și cu evaziune fiscală, toată această adunătură reprezintă un eșalon de vârstă care a avut PSD-ul. Hai să mergeam împreună cu Iliescu în deplasări în sănătate. George, George, vezi că și toți ăștia erau o strânsă legătură cu activul PSD și cu activul de fapt a fost și o comunist și a fost ei securități, pentru că lucrau mână-mână, marfa se distribuia pe străzile Bucureștiului și Constanței de către ciuhat, țigani, securiști și miliție împreună. Și tot vezi că cineva s-ar putea să te contrazică, George Roncea. Pentru aceste, pentru motiv cine de CNA, domnule Roncea, permiteți-mi să vă întrerup și să acord celor vizați dreptul la replică și permiteți-mi să vă rog totuși să păstrăm limitele pe care ni le impun la nivel de limbaj cei de la CNA, întrucât sunt foarte atenți, așa cum... O secundă, dacă nu vă aud, ce am zis eu negativ? Am spus Zaher, Taher, care se CNA-o cumva, credeți că vă atacă dacă folosiți aceste... Sunt infractori cu toții. Păi vor cere probe și mă văd nevoit să vă cer și eu la rândul meu să probați aceste afirmații. Despre ce vorbim? Faceți, râdeți de mine? Cum adică ce probe? Mafia arabă a constituit vreme de 15 ani de zile principalul target al tuturor agențiilor de presă de aici și de afară. E cineva care nu știe despre ce e vorba. Păi nu, dar e greu de căutat pe internet. Care nu știe că tot ce era pe străzi și toată marfa de contrabandă care o găseai pe străzi era livrată direct prin securitate, miliție, țigani și arabi? Nu mai știți lucrurile astea? Nu, te-am provocat, George Roncea, ca să le dai mai multe motive celor de la CNA. Dar Timișoara nu era la fel? Dar la Constanța nu era la fel? Eu cred că era la fel, părerea mea. Da. Nu, e bine să precizăm. De asta am continuat cu întrebări, ca să nu există... Iată, există la un moment dat o prudență excesivă în media, să nu cumva să ne trezim cu sesizări, reclamații de pe la concurență, de pe la mai știu eu ce atitudini astea securistice. Și atunci îl provocăm pe George Roncea să intre puțin în detalii pentru acești pentru cei care suferă de amnezie sau de alte interese. Vreți să fac o poveste despre cine e Taher? Nu mai vă ridicați de la masă până mâine dimineață. Deci omul KGB-ului și al Mossad-ului în România, despre Zaher, contrabanda cu Timișoara și cu toată zona de vest a României, mai are cineva vreun dubiu? Despre Haisa mai e nevoie să vorbim? Adică chiar așa totuși a fost... Nu mai este nevoie, mai ales că vreau să intrăm în legătură și cu Ovidiu Hanesian, dar era plecat pe undeva prin nordul țării, nu cred că are semnal pe acolo, îmi pare că n-am reușit să luăm legătura și cu acest jurnalist, care are multe de spus despre mafia. Vis-a-vis de această problemă, cu siguranță că ar fi avut foarte multe de spus domnul Hanesian. În loc de concluzie, George Roncea... În loc de concluzie, lucrurile sunt foarte simple. Am punctat în acest segment de dialog două chestiuni. Unu, da, România nu se află în cea mai bună situație posibilă, dar doi, omenia și ospeția sunt concepte profund românești. A renunțat la ele e ca și când am tăiat o mână. Nu se poate să nu-i primești pe cei care sunt în suferință și în durere. Că sunt frații noștri, că sunt indiferenți unde sunt, ei trebuie primiți, trebuie ajutați, o farfurie de ciorbă în plus nu o să facă gaură în cer. Corect. Păi presupun că pentru aceste motive nici nu ar trebui să ne temem și dacă îmi permiteți o concluzie personală, domnule Roncea, aș putea spune că România nu e pregătită să primească aceste valuri de refugiați, dar cred că românul, privit așa ut singuli, este foarte pregătit. Românul așa este, așa a fost dintotdeauna. Din puținul pe care avem, dăm tuturor. Ăsta este neam românesc. Dacă nu, mai este neam românesc. Este neam de, nu știu cum să o numi, care neam o fie la care nu dă și nu întinde o mână celui aflat în suferință. Da, așa este, dar noi am dus la, din punctul meu de vedere, și n-aș vrea să par foarte laudativ la adresa poporului român, dar totuși omenia, așa cum bine punctați și dumneavoastră, este un concept românesc, deci am reușit să ducem această, cum să-i spunem, calitatea noastră la nivel de artă. Da, eu cred că nu putem renunța la aceste lucruri, dacă am renunțat n-am mai fi români, am fi cu totul altceva. Așa că asta e, că e greu, că nu e greu, că se ne arăt, că nu suntem înarmați, că avem, luptăm cu ce avem, dăm de mâncare din ce avem și asta e situația. Nu ne convine, putem să ne creăm în Bulgaria. Da, corect? Bine, românul întotdeauna și-a apărat sărăcia și nevoile și neamul, eu personal nu m-aș speria de nimic. Mai sunt și eu. Dar să sperăm că totuși nu vom ajunge acolo. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule George Roncea. Mare plăcere, sănătate, doamne ajută. Și vă așteptăm alături de noi. Tot respectul, George Roncea. Sănătate, vă bucurare. Toate cele bune.
Ei, iată Codruț, Corina, România nu-i pregătită. Dar totuși, așa cum puncta domnul George Roncea, românul e pregătit. Că da, îți spuneam dar în contextul... Cât timp o să fie pregătit? Cât o să-și permită să-i țină păi, pe ceilalți? A punctat foarte bine domnul Roncea, să... din foarte puținul lui va găsi da, tot timpul puținul să puținul rupă... ăla se termină. Pentru că resursele noastre sunt extrem de limitate. Limitate... Ar trebui să facem abstracție de faptul că România este totuși o țară bogată. Permite-mi să sintetizez. Deci, de ce a spus George Roncea că românul este pregătit, dar România nu? Pentru că există, noi asistăm la un conflict. Conflictul dintre stat și națiune. Dintre statul căpușat de corupți, de borfași și de nenorociți, așa, și românul simplu care, iată, pleacă în Londra, trăiește din greu cu câteva milioane și nu renunță la luptă și la credință. Trebuie să nu uităm acest contrast. Una este România profundă, una este neamul românesc, alta este statul român. Într-o situație critică, care ne calcă permiteți-mi pe gât cu bocanci. Să punctez un aspect. Într-o situație critică, Corina, eu cred că, pentru că ai fost pus în situații critice, n-ai plecat de bine, da? Totuși, ai luat cu tine întregul bagaj cultural, ai luat cu tine întregul mesaj genetic, pentru că nici nu prea ai încotro. Ai rămas tot român peste hotare și cred că românul pus într-o situație critică nu va răspunde asemeni credințelor saxone, da? La situații limită se aplică soluții limită. Păi... Românul tot timpul va încerca să întindă situația în așa manieră încât să devină un pic maleabilă, un pic suportabilă și au fost situații de război în România unde românii nu s-au comportat, spre exemplu, ca rușii. Într-o situație de război. Și românii au trecut... Nu aș merge atât de departe atât încât avem un holocaust comunist și românii au ucis mai mulți români decât au ucis alți străini. Nu, Codruț, aici a fost o chestiune de afacere internă. Deci problema comunismului este de afacere internă, dar vorbesc de românul prezent pe front. Da? În afara granițelor, românul s-a comportat tot ca român, chiar și în situație de război. Da, dar românul nu a cotropit, nu a violat femei, nu a făcut nimic de genul ăsta. Permitem să spun fapte mult mai grave. Am stat la un pahar de vorbă cu luptători din Transnistria, români în fața cărora mă plec cu respect, acești eroi care și-au sacrificat viața pentru România. Și am auzit povești cutremurătoare despre trădări ale fraților de același sânge. Nu vreau să glorific foarte mult calitățile neamului nostru. Vreau să fiu de partea cui luptau în Transnistria, pentru că este esențial. Luptau pentru România în Transnistria și ocupau poziții pe care după aceea, prin ordine aberante, trebuiau să le părăsească și își vedeau frații cu mațele sfârtecate pe acolo. Tot datorită trădării și nemerniciei unor români, această țară arată în halul în care arată. Și pentru că tot vorbim de migrația noastră, trebuie să mai menționez un aspect. Sunt oameni care pornesc spre Occident ca să se afirme, să nu mai fie o statistică, să nu se mai simtă o statistică, așa cum se simt acasă din cauza acestor nenorociți și criminali care ne-au distrus țara și au făcut un genocid aici. Și mai sunt o categorie a celor care se duc înspre Monaco, înspre zonele de lux ale Europei, unde trăiesc pe picior mare, pe banii părinților care ocupă funcții importante în Parlamentul României, în statul român, în economia autohtonă. Da? Deci să privim și acest aspect, cei care pleacă să-și fac, și o să vedem foarte multe odrasle care își fac studiile în străinătate pe sume impresionante. Să nu dau acum, nu intru foarte mult în detalii în privința fondurilor cu care au fost plătite studiile băiatului Adrian Năstase. Da? Să vedem. Da, dar pe noi, noi ne interesează foarte mult, Corina Codruț, pe noi ne interesează foarte mult ca să nu depășim foarte tare canonul. Granița acestei emisiuni interesează foarte tare despre cei care vin mai mult decât despre cei care pleacă. Despre cei care pleacă, tot pleacă din 90 încoace. Exact. Și n-au plecat, este clar, este deja o axiomă că n-au plecat de bine, este clar că au găsit, s-au dus pentru un trai mai bun și dacă te uiți pe statistică, așa cum spuneai, cei care au plecat, în majoritatea lor, s-au și întors. Și au făcut, s-au pus cât de cât pe linia de plutire și au încercat un business, o mică afacere din care să-și trăiască existența. Cineva. Dar sunt și oameni care au rămas acolo statornici. Și eu cred că ponderea o să se întoarcă. Și nu știu, cu siguranță chemarea pământului, chemarea străbunilor e cam eternă. Rămâne în mesajul genetic, Codruț. Permitem să mai punctez un încercăm să-l contactăm și pe domnul Mihai Rapcea, vicepreședintele APADAR, ca să vedem exact aici unde vroiam să ajung. La
problema celor care vin în România. Da, Mihai Rapcea îl cunosc foarte bine, mi-este bun prieten, este un avocat de excepție, este vicepreședinte la Asociația pentru Drepturile Apatrivizilor și Refugiaților din România, ca să înțelegem despre ce e vorba. A reprezentat și a ajutat foarte mulți refugiați de aici din țară, este un suflet generos. Și tot Mihai Rapcea, iată, este nevoit, iată un avocat foarte cunoscut în România, este nevoit să plece și a deschis un birou de avocatură în Londra, datorită mizerii de aici din țară. Este alături de noi, domnul Rapcea. Bine ați venit alături de noi aici la Media TV. Ion Ștefu sunt, alături de mine Codruz Burdujean, probabil l-ați recunoscut după voce, și Corina Hrom, ambii jurnaliști. Bine ați venit. Da, vă aud cu întârziere, s-a întrerupt. Discutăm, ne auziți acum, ne auzim bine? Da, acum vă aud. Da. Ok, vă spuneam că alături de mine sunt Codruz Burdujean și Corina Hrom, jurnaliști, și tema discuției este aceea migrație, a migranților, a emigranților, a transfugilor și a altor asemenea categorii în contextul actual european. Vorbim pe de o parte Mihai Rapcea despre cei care vin la noi în țară, da? Și pe de altă parte, da, despre noi românii care suntem nevoiți din cauza acestei corupții instituționalizate să părăsim patria și să lucrăm prin diferite zone ale lumii. Iată, este și cazul tău, Mihai, ai ajutat foarte mulți oameni care au venit în România să-și găsească o șansă, dar la rândul tău, iată, ți-ai deschis un birou de avocatură la Londra și te hotărăști și te-ai decis ca să lucrezi o perioadă în străinătate. Din ce motive? E mai complicat. Eu am o perspectivă de ansamblu în ceea ce privește situația geopolitică actuală. Te-ai săturat de mizerie de aici din țară? De politicianism și de corupție? Nu neapărat de asta. Este vorba de înțelegerea contextului și istoric, și politic, și economic actual. A faptului că dacă rămâi aici, risc să rămâi un cetățean și un avocat și un profesionist și un om de mâna a treia, considerat ca fiind de mâna a treia, pe când dacă vrei mai mult și poți mai mult, dacă vrei să și îndrăznești și ai curaj să ieși din curtea asta a statului român, perspectivele sunt mult mai ample. Spun lucrul ăsta pentru că îndemn pe ascultătorii și privitorii la această emisiune să citească și să reflecteze după ce citesc cartea lui Alvin Toffler, Al treilea val. Este vorba de acest fenomen al globalizării, de transformarea planetei într-un sat global datorită micșorării distanțelor prin intermediul, cu ajutorul mijloacelor de transport în comun care au devenit avioanele, care îți permit ca într-o singură zi sau în 12 ore să parcurgi distanțe imense, practic întreaga planetă, și în aceste condiții fenomenul migrației este mult facilitat. ONU recunoaște două tipuri de migranți. Migranții economici, cei care caută un trai mai bun, și migranții politici. România a avut migranți politici recunoscuți după mineriada din 13-15 iunie, când minerii domnului tovarășului Ion Iliescu au alungat de aici foarte mulți români care au reușit să obțină azil politic, în special în Germania. Germania oferea la acel moment azil politic. În momentul de față, statele europene recunosc pentru țările non-europene doar azilul pe criterii politice. Migrația pe criterii economice nu este acceptată, deși ea are temeiuri la fel de corecte din punct de vedere umanitar ca și migrația din punct de vedere politic. Păi, dar cred că mă scuzați, domnule Rapcea, aș putea spune că cele două aspecte vis-a-vis de problematica aceasta a azilului se și întrepătrund. O situație economică precară se naște într-o politică proastă, zic eu. Da, e evident că se întrepătrund, pentru că la acest moment România este condusă atât economic cât și politic. În sfera politicului pătrund doar cei care au forța economică necesară pentru a se racorda la acest sistem de combinatori, de cumetrii. Este un sistem medieval bazat pe nepotisme, cumetrii, pile, cunoștințe și relații, cum erau înainte inițialele PCR-ului, care a rămas în picioare și care își trage rădăcinile, seva, din cel mai umil sătuc, unde primarul controlează împreună cu polițistul tot, de la cârciuma, birtul din sat, până la magazinul de unde toată lumea își cumpără obiectele necesare, și terminând înspre comune, orașe, prefecturi,
și ajungând la nivel de instituție centrală, de administrație publică centrală, unde sunt și ajung cei care sunt propiți și susținuți din teritoriu în acest mod, pe acest sistem de vasalități. România este încă doar un stat medieval, care, din păcate, are doar o aparență democratică. Știm să mimăm foarte bine democrația, dar ne trădează găleata de plastic și litru de ulei dat la alegeri, știți? Asta e. Așa este, circula și o poantă vis-a-vis de acest lucru despre un anumit oraș din România, că ei încă mai au gălețile electorale de pe vremea dacilor și romanilor. Dar, vă întreb așa, problema aceasta se găsește atât de spinoasă și atât de pronunțată numai la noi, pentru că dumneavoastră aveți cumva și experiența extraneității. Nu, problema democrației participative a rămas încă la nivel de mit, la nivel de ideal, către care toate statele lumii tind. Evident că peste tot, și mai ales în societățile capitaliste, democrația este un ideal perfectibil. Însă el este mai mult atins decât la noi, în state cum este Marea Britanie, care au o puternică tradiție conservatoare și unde nivelul de trai al cetățeanului se reflectă direct în modul în care acesta votează și în reprezentativitatea de care are parte la nivel parlamentar, instituțional, ceea ce nu se întâmplă la noi. Da, dar la nivel de resurse umane... Dar noi avem propriu zis, un așa zis guvern socialist, care, din păcate, numai socialist nu este. Deci, bine, clasa politică este... Nu privește interesele celor mulți, ci are unui clici de oameni... În România, clasa politică este mutantă, restul, domnule Rapcea. Noi, spre deosebire de vestici, pentru că îi evocați dumneavoastră acum... Cred că din nou vă aud cu întrerupeți. Spuneam că noi, spre deosebire de vestici, ne auzim acum. Da, relativ. Noi, spre deosebire de vestici, nu am ajuns să cunoaștem termenul de meritocrație. Că spuneam dumneavoastră despre acele cumetrii și nepotisme. Se aude un fâșit care întrerupe transmisia, nu știu. Mă aud da, pe mine. Haideți să reluăm legătura. Sunt ceva probleme tehnice. Acum vă aud. Da, ne auzim acum, domnule Rapcea? Da, acum da. Da. Ok, spuneam că România, clasa politică mutantă din România, nu a înțeles și nu a implementat termenul la nivel de resurse umane al meritocrației. Un element esențial, dacă vreți, în acest ansamblu mare al democrației. Nu poți să ai forța poporului dacă nu ai și o societate de elită, din punctul meu de vedere. Da, din păcate, actualii conducători ai țării nu sunt interesați de calitatea persoanelor conduse de ei, de calitatea alegătorilor. Să fie o mișcare deliberată, domnule Rapcea. O dovedește sistemul de învățământ care este la pământ, o dovedește modalitatea în care familiile, în special, nu sunt protejate, nu sunt încurajate să se dezvolte în România. Și în aceste condiții trebuie să ne punem întrebarea dacă, într-adevăr, se dorește să avem... oameni de calitate, cetățeni care să aibă capacitatea și reprezentativitatea de a alege în cunoștință de cauză. După părerea mea, dacă urmărim emisiunile imbecilizante, care sunt mai cu seamă seara, când se uită toată lumea, pe anumite canale, observăm că se promovează cu totul altceva decât teme serioase. Să înțeleg că imbecilizarea... Problema este că nu mai avem o elită reală, avem o elită impusă, din nomenclatura neocomunistă, prin faptul că la momentul 1945-1965, în acea perioadă de tristă amintire, a fost rasă la firul ierbii, a fost uniformizat întreaga societate civilă românească. A fost decapitată, practic, de vârfurile ei intelectuale. În aceste condiții ne ia vreo 200 de ani ca să ne revenim. Ca societatea noastră românească să dea alte vârfuri, să atingem nivelul pe care l-am avut în 45, acea generație de aur, Eliade Cioran. Aici vreau să ajung, domnule Rapcea, în câteva cuvinte, ce ne lipsește pentru a mai urca o treaptă pe această scară ierarhică a valorilor europene? O să-l parafrazez pe Moș Ion Roată, care spunea, da, parcă a fost bună revoluția, dar parcă mai bună era o răscoală.
Da. Bine, așa punctat este, și nimic de adăugat peste. Da, mai no comment în fața acestei remarci. Domnule Rapcea, vă mulțumim pentru intervenție. Vă așteptăm și cu alte intervenții pe viitor. Vă dorim toate cele bune și sperăm ca din poziția în care sunteți să vă continuați demersurile de ajutorare a celor aflați în nevoie. Eu vă mulțumesc și vă urez în aceleași gânduri bune în continuare. Doamne ajută. Toate cele bune. Da. Ar fi fost multe de adăugat cu Mihai Rapcea, el a avut contact și cu, așa cum spuneam, apatrizii și cu refugiații, a ajutat pe foarte mulți arabi, chinezi în București, știu că tot timpul sunt în contact cu el și întotdeauna ajută pe cineva. La rândul lui, mai departe îi va ajuta și pe românii de acolo, pentru că nu întâmplător și-a deschis un birou de avocatură la Londra. O să ne întâlnim pe acolo, că suntem un grup frumos și de aici mai departe vreau să insist asupra unui aspect, pentru că tot vorbea de Mircea Eliade Cioran, oameni de valoare ale culturii române, care dacă ar fi rămas în România, ar fi sfârșit în gropile comune, așa cum a sfârșit mulți intelectuali anticomuniști. Iată, pentru ei Occidentul a fost o șansă să se salveze și să se afirme, nu? În România probabil că ar fi rămas în altă amintire. Vreau să vorbesc despre rolul important al diasporei, pentru că un proverb latin spune navigare necese est, este foarte important ca România și este o hibă pe care am avut-o în anii 80. Noi am avut o elită culturală, o elită intelectuală în perioada comunismului care a făcut un lobby extraordinar României. După anii 90 situația s-a schimbat, au plecat foarte mulți români, avem în continuare nevoie de elite. Eu nu știu dacă este neapărat nevoie să se întoarcă în țară, da, pentru că elite... nu țin foarte mult la statistică, atât cât țin la calitate și cred că pot să reprezint, lasă-mă puțin să termin ideea, te rog, Ștef, pentru că este foarte important să reprezinți cu demnitate România acolo unde poți. Nu este mult să rămâi în România și să te luți cu aceste jigodii de aici care te anihilează și te reduc la statistică, ci este important să cauți acel mediu propice să te dezvolți și să dai tot ce ai mai frumos și mai valoros în tine. Și atunci este foarte important să analizăm și ce rol extraordinar îl joacă diaspora românească atunci când este punctată de valori. Corina, dacă ar fi rămas în Constanța, ar fi sfârșit un reporter hăituit pe un salariu de mizerie care să scrie la comandă știri idiote comandate de la București, mai știu eu prin ce televiziune, al unor rapandule securiste. Haideți să păstrăm așa, totuși, are o șansă. Codruț, codruț. Nu vorbim de fapte, pot să vorbesc. Da, totuși să păstrăm decența limbajului. Dragi colegi de la, sau colegi specialiști de la CNA, asta este problema întregii presei românești. Ne lovim de o prostituție, ne lovim de o imbecilizare instituționalizată. Dragilor de la CNA, dacă nu știți, mai uitați-vă pe ce mai difuzează marile televiziuni pe care voi le numiți naționale, eu le numesc antinaționale, așa, și despre efortul extraordinar pe care îl depun adevărații jurnaliști să vorbească liber. Și vă pot da exemple zile și nopți în șir. În primul rând, cea mai importantă dovadă este că noi nu avem presă de investigații. Da? Ne uităm și vedem pe unde mai reușește cineva să mai strecoare câte o informație despre un țepar de miliarde sau despre unul care a dat nu știu câte tunuri și a lăsat milioane de români în pragul deznădejdii și a foamei. Bine, și presa, mai discuțiile despre cât de liberă este presa în România în special sunt interminabile. Am văzut și cât de liberă este presa în Franța, pentru că cine a interpretat episodul Charlie Hebdo, în cheia în care a fost dat în presă, mă rog, în zona mass media, cred că face o greșeală cosmică, dar aici este o altă discuție. Nici acolo presa nu este foarte liberă. Nu știu dacă neapărat presa este extraordinar de liberă. Nu există o presă atât de liberă, exact. Dar nici atât de îngrădită cum este la noi. Bine, acest mecanism... La noi clar se vede la televizor, le vezi pe ecranele posturilor naționale, da? Știm deja ce culoare politică are fiecare televiziune, știm exact cum o să fie știrile date înainte să fie date. Dar bine, aici, în zona aceasta a știrilor comandate, Corina, pentru că ai lucrat în presă și ești om de presă cu experiență, cât de comandate sunt? Pentru a stabili, iarăși, cum spuneam, de fiecare dată îmi place să trag linii de demarcație, bazându-mă pe niște informații venite de la oameni care au avut o experiență personală în zona în care trag linia știrile de demarcație. Știrile comandate sau necomandate, nu știu cum să spun, dar să le înveți din facultate. Din facultate mi s-a spus
că în momentul în care o să vrea o știre cu care redactorul șef nu o să fie de acord, nu o să intre. Sub formula nu muști mâna care te plătește. Exact. Deci despre ce vorbim? Păi bine, mâna asta care te plătește, de fapt mâna care te plătește și mâna care te susține este cetățeanul. Nu, nu. Care? Este cel care fură de la cetățean. Cetățeanul cu care are culoare. Păi politică. Nu, eu spun, sigur, ca să ne înțelegem foarte clar, eu vorbeam de o situație ideală. Îmi permis să sintetizez? Te rog. Deci pe 9 am fost în redacție în care mi s-a cerut să dau declarații că nu fac parte din partide politice, atât timp cât acele trusturi de presă aparțineau unor oameni care acum sunt pușcăriabili și sunt pe la DNA. Am lămurit problema asta? Deci cine își face redacție în România? Noi, simpli jurnaliști, nu primim fonduri europene, nu primim șansa de a ne deschide o redacție și un ziar. În schimb, cei care au fost în fruntea primăriilor, permitem să fiu mai plastic, ce se întâmplă cu un anumit trust al formulei Mazăre Constantinescu din Constanța? De ce și-a redus după ce a intervenit DNA-ul personalul și de ce nu mai... Și de ce intră în insolvență? Nu? Vorbim de... Bine. Duc mai departe discuția. Vorbim despre linșaje mediatice. La ora actuală, șmecherii nu-și mai iau armate de mercenari, își iau jurnaliști. Da? Noi funcționăm ca niște celule informative. Vrei să-l distrugi pe care? Pe respectivul ia informație, dă-i o ține la așa până când îl zăpăcești și l-ai scos din luptă. Șantaj, că exact așa așa se lucrează în România. De asta nu mai avem acum presă de investigații, pentru că jurnaliștii care deranjează sunt puși pe tușă. Că spuneam și avusesem noi într-una din edițiile trecute o discuție vis-a-vis de... îi mulțumesc continuu lui Codruz pentru acea remarcă. Media TV, ultimul bastion de presă liberă din zonă. Este o afirmație noi, pe care vreau ca Media TV să o susțină în continuare. Tocmai acest aspect, exact. Vezi tu, ăsta este un titlu pe care trebuie să-l meriți în permanență, ca să fie un etalon al libertății. Cu siguranță, desigur. Să nu uităm că Mazăre a început de la publicarea listelor de securiști, era pe poziții revoluționare. Și unde a ajuns în sfârșit? Nu? Și Nicușor Constantinescu și alții. Da? Deci este un demn, este un... îl salut și pe Sorin Radu aici, îi spun... Să ții o televiziune fără culoare politică, mi se pare extrem de în continuare să fie la fel de deschis și de curajos, așa și să lase gurnăliniile astea cu amenințările la CNA și nu știu ce, pentru că la un moment dat suntem și noi destui în România care putem să ne încordăm puțin mușchii și să punctăm până unde duce libertatea de expresie. Libertatea de expresie nu are nevoie de aprobare, stimabililor de la CNA, da? Și ceilalți care mai depuneți reclamații, pentru că venim noi și aducem anumite dosărele și probleme, așa, nu uitați că este doar o chestiune de timp până când vom începe să analizăm și de unde vă vin vouă bani pe la televiziune pe care încă le mai țineți pe aici prin județ și care... Bine, Eliza, un jurnalist... Oamenii care lucrează la televiziunea despre care vorbim o să încerce să fie absorbiți de alte televiziuni. Nu știu unde o să fie primiți. Da. Eu asta mă întreb. Pentru că... aici e o chestiune de finețe. Nu vreau. Tot ai adus problema cu cenzura. Nu, știi? Și aveți aici niște... niște sesizări așa din partea unora care încă funcționează pe același regim securistic și stalinist. Da? Nu o să mai meargă băieți nici cu linsul politicienilor, nici cu afacerile cu primăriei. În scurt timp vi se va tăia macaroana și vor rămâne doar acele redacții care se vor putea susține independent. Păi tocmai aici vroiam să ajung Codruz, pentru că este o chestiune de finețe care trebuie punctată. Apropo de ceea ce spuneam cu știri comandate și așa mai departe, este vorba despre politica editorială. Dar politica editorială, da, este de foarte multe ori confundată cu politica și atât. Aici este problema, în fond. Și sigur că atâta vreme cât politicul va susține presa, și nu se întâmplă numai la noi, pentru că acum n-ar trebui să picăm în cealaltă latură a tragediei. Se întâmplă peste tot. Peste tot se întâmplă, dar chiar așa, în halul ăsta, cum este la noi, da, și am dat acolo... exemple mai devreme, nu se întâmplă. Acolo probabil se mai comandă, știi. Pentru că ei au jurnalistică de anchetă. Noi nu mai avem. De investigații, cum spunea Codruz mai devreme. Cine face investigații în Constanța? Unde mai pot eu să pun ceva de investigații decât pe blogul meu personal? Punct. Vrei să spun că și acele investigații la un moment dat sunt tot pe la anumite presiuni politice. Toată lumea știe despre ce vorbim aici. Da?
să amintesc cum funcționează în redacție? Ia să vedem. Cine este în sfera celui care ne plătește? Păi este regia, instituția, spitalul, nu știu ce. Despre și ce putem să dăm și ce nu putem să dăm. Păi dar nu prea e bine să pomeniți de nimic. Hai să așa. Și ajungi la un moment dat să te autocenzurezi, pentru că dacă te duci acolo cu material, să uite, bă, ce faci, mă, ești prost? Ok, nu o să spun în față, băi, nu intră materialul ăsta. Încet, încet o să te trezești. Nu, încet îți spune și în față. Că ai alte știri, că ți se taie salariul, că la un moment dat devine cum se fac reduceri de personal și așa mai departe. Știi, te întreb, bă, dar ce am greșit? Ești fraier, pentru că ai auzit prima chestie, frate, cine te plătește? Ai grijă. Exact. Deci tot noi trăim în continuare cu această frică. Ce zic unii? Cine, pe cine deranjăm? Nu cumva să călcăm pe bec? Nu mai putem, mă. Deci, dacă nu primești un telefon de la București, au trecut, se spune. Au trecut mult prea multe decenii în care această teroare ne-a intrat în sânge. Au început cu experimentul Pitești pe acei tineri, studenți anticomuniști și după aceea s-a extins la nivelul întregii mase. Noi trăim zi de zi cu această frică și nu ne întrebăm niciodată, bun, dar ce facem să ieșim din ea? Vom trăi până la moarte cu această groază sau la un moment dat încercăm să ne zbatem? Și atunci dacă vrem să ieșim din această stare, trebuie să găsim Codruz. Și soluțiile. Una dintre soluții este și această plecare din țară. La un moment dat, da, este o gură de aia. Eu aș punta o altă situație și acum nu vreau să mă pun în contra Corinei. Ieșirea din mocirlă se face în mod individual. Mi-a plăcut și îmi place în continuare de omul care a spus această vorbă. El a spus-o mai puțin plastic decât mine. Este foarte aproape întotdeauna și probabil că mă și inspir din cugetările lui. Ieșirea din mocirlă se face individual. Până nu va porni unul. Da, corect, dar la o luptă combativă de gherilă cu aceste politici, că spuneam confuzia între politica editorială și politică, toate sunt cauze care duc la emigrare. Toate sunt cauze care duc la fuga din țară, că ți se ia la un punct, nu? Bun. Că același lucru se întâmplă și, așa cum spuneam, cu cei care vin din alte state către noi. Da, dar să aștepți o viață aici și să sper că într-o zi o să poți să scrii articolul așa cum ar trebui să fie și cum este în realitate. Și nici nu poți să aștepți la un moment dat să... Bine, acum a ieșit chestia asta cu rostogolitul pe Facebook, îl scrii pe blogul personal, Corina, îl rostogolești pe Facebook și tot un fel de presă se cheamă. Nu poți nici să speri. E un fel de presă, într-adevăr, nu mai poți să te numești jurnalist, cu adevărat. Nu poți să speri nici la un moment dat că le va veni mintea la cap și nu se vor mai lăsa vânduți pe pui și pe mici și pe bere ieftină, înțelegi? Și că îți vor afecta viața și tu vei rămâne în continuare în aceeași atitudine de resemnare de tarabă și să spui, lasă, Dumnezeu e sus, nu, la un moment dat, ok, pornește la tine atitudinea, încep să fii tu luptător, dar ai pretenții că anumite transformări pornesc de la decizii colective, pentru că dacă tu lupți de unul singur, la un moment dat vei fi acoperit de gloată. Trebuie ca și această gloată să se trezească la un moment dat și să înțeleagă că numai împreună. Păi dar nu mă refeream la un singur individ, eu mă refeream la o reacție firească pe care ar trebui să o avem. Fiecare dintre noi, și eu, și tu, și Corina, și cei care ne privesc, de a ieși din această mocirlă. Și aici, permite-mi, pentru că tot ai vorbit de această decizie, de această unitate, permite-mi să îi felicit și să le transmit respectul meu profund, mă închin în fața acestei dovezi de mare românism, în fața diasporei. Ce rol important politic a jucat în ultima perioadă? Cum le-a pus pumnul în gură acestor borfași din țară care i-au sfidat și i-au făcut în toate felurile. Culmea, din aceste jigniri veneau din partea unuia care a fost combinat cu o vedetă de filme așa, copiii arată botoxați și așa mai departe. Hai să nu ne e vorba de românii mei care au fost jigniți de acest ordinar. D'acord, dar... Problema dumnealui, situația dumnealui familială. Ați văzut este ce importanță deosebită are unitatea atunci când sunt aceste suflete sudate în străinătate, cum au schimbat inclusiv regimul politic de la București, neschimbat de zeci de ani. Ce-ți spuneam, Codruț, fiecare dintre ei a avut această pornire de individualism. Dar, de egocentrism, dacă vrei, doamne, eu vreau să ies. Și atunci, așa se creează comunitate. Dar nu poți să-i acuzi pe cei mai slabi. Sunt o grămadă de români care poate vor să plece și nu au ocazia, exact. Nu au posibilitatea, e greu, nu au pe cineva care să-i ajute acolo. Și atunci rămân aici, într-o redacție de Constanța, de București, Timișoara, n-are importanță, da, unde, pentru că în practică cam toți sunt la fel, și rămân acolo și o să scrie la sfârșit articole mai mult sau mai puțin reale. Un salariu de 800 de lei, maxim. Pentru că poate, dacă și am cunoscut colegi din presă, da, sunt destui care au copii, și în momentul în care le-a spus că eu încă mă mai gândesc dacă vreau să plec, au spus la ce? Eu nu pot să plec pentru că am copii și am familie aici. Și n-am sprijin să plec. Dar tu, de ce rămâi? Pentru ce?
Da, pe undeva, pe undeva și acest punct eu de vedere. Eu știu, lumea se schimbă, trebuie să fim atât de... Da, de... dar fuga din țară cu drus pentru mine nu reprezintă o soluție. Bine, probabil că sunt eu mai combativ așa, aș muri... Și că e soluția toți, finală. Cu toții... da. Așa fugă din țară. Acum un an de zile, dacă mă întrebați... Eu încă mai rezist, că mai permit. Acum un an de zile și eu mai rezistam dacă vreau, dar n-am mai vrut să rezist. Bine, este o chestiune de voință, într-adevăr, aici. Vreau să și plec. Pe mine, dacă mă întrebai acum un an jumate, puteam să jur că n-am să părăsesc România niciodată. Niciodată. Aveam cu totul alte concepții acum un an jumate. Da, chiar așa un an este, de zile. Dar ai avut oportunitatea și iată ai fructificat-o. Scurt, în câteva cuvinte, pentru că ne apropiem de final, concluzia serii, Corina? Concluzia serii, plecați sau stați unde vă e mai bine. Din punctul meu de vedere, pentru că eu nu văd România să-și revină așa, cum zic ei, că avem o creștere economică și într-un an, doi o să o resimțim, să-mi arte Dumnezeu, dar mi-e foarte greu să cred. Bine, poate dacă o vom resimți, te așteptăm și pe tine înapoi acasă, că dacă va fi creștere economică, ar fi păcat să pierzi fenomenul. Da, Dumnezeu. Codruț, câteva cuvinte pentru final. Ce pot să spun, important este să nu uiți că ești român și înainte de a fi român, să nu uiți și ceea ce este cea mai important, că suntem creștini ortodoxi. Da? Putem fi români oriunde, putem să ajutăm țara oriunde ne-am aflat, nu neapărat dând cu greblă aici prin grădina penalilor din partide. Avem nevoie de aer proaspăt, trebuie să ieșim, trebuie să facem bani, trebuie să ne gândim la prosperitate, nu trebuie să lăsăm timpul pentru că la un moment dat Dumnezeu ne dă niște talanți și vom da socoteală. Bun, ce ai avut, ce ai făcut cu acele calități dacă nu le-ai investit cum trebuie? Da, trebuie să ne zbatem, să reușim oriunde, și aici în țară, și în străinătate, și oriunde. Contează mai puțin, asta este pământul nostru, trebuie să fim teritorial, pentru că este dreptul nostru natural și strămoșii noștri au murit în chinuri groaznice, în închisori și prin lupte și așa mai departe. Deci asta este România și România trebuie să aparțină românilor. Noi știm ce înseamnă cât de greu este să fii emigrant și cum este să pleci în afară și să nu cunoști pe nimeni. Știm cum este să fii trădat, asta este cea mai crâncenă situație, să simți suflarea iudei. Ori noi românii trebuie să scăpăm o dată de trădători, pentru că ăștia ne-au dus în cap și în istorie și în prezent. Iar celor care le vin le spun doar atâta, să respecte România, să nu uite că România este creștin-ortodoxă și să termine cu tâmpenile astea, cu ridicări de moschei, de templuri masonice și așa mai departe, pe banii noștri, pentru că noi avem dreptul natural, asta este țara noastră, în spiritul creștin putem să ridicăm orice. Mai departe, ceea ce putem să ridicăm este... Lângă catedrale să mai ridicăm și spitale și școli, zic eu. Astea care nu le-au închis pesediștii. Să nu uităm că ceea ce facem pentru minorități o facem din dragoste și pentru a le întări identitatea, în măsura în care și minoritățile contribuie la ridicarea nivelului societății și a valorilor poporului român. Îți mulțumesc, Codruț, pentru cuvintele frumoase. Eu cred totuși că minoritățile aici în România au contribuit în marea lor majoritate numerică a comunităților. Sigur că mai sunt și comunități ostile, așa cum bine punctau și invitații noștri, dar am punctat și noi. Îmi rezerv și eu ultimul cuvânt înainte de a le mulțumi colegilor jurnaliști pentru prezență. Fraților români, eu vă invit să fim tenace, să fim puternici, să fim determinați să ne apărăm sărăcia și nevoile și neamul și să facem din sărăcie bogăție și să țineți minte de la mine o vorbă, un adagiu latin care spune nulla tenaci in via est via și anume pentru cei tenace niciun drum nu este imposibil. Haideți să ne ridicăm țara, stimați colegi jurnaliști, Codruț Burdujean, Corina Hrom, vă mulțumesc foarte tare pentru prezență și vă mai aștept în măsura în care unii dintre voi, sau poate chiar amândoi, veți fi aici în țară și mulțumim, sper să fiți. Mulțumim Media TV, așa să ne ajute Dumnezeu. O seară binecuvântată. Toate cele bune, stimați telespectatori, până data viitoare, să fim sănătoși!